Mergea liniștită pe marginea drumului când a fost lovită de o mașină aruncată în șanț și abandonată. Este povestea unei bătrâne din Chiriacu, accidentată grav pe DJ-505 de un tânăr care, văzându-și isprava, a fugit imediat. Bucuria lui nu a durat însă mult, pentru că polițiștilor nu le-a luat mai mult de 3 ore până să-l depisteze. Am avut un accident de circulație grav pe drumul județean 505 la Chiriacu, când un tânăr aflat sub influența băuturilor alcoolice, acum pot să spun, pentru că rezultatele de la Institutul Național de Medicină au dovedit acest lucru, a lovit cu partea stângă față un pieton care se deplasa pe partea stângă, deci se deplasa regulamentar, după ce a plecat de la fața locului, pe efectuarea cercetărilor, într-un interval de 3 ore a putut și am și realizat, l-am găsit acasă. La momentul actual s-au întocmit actele premergătoare pentru vătămare corporală gravă, părăsirea locului accidentului și stare de ebrietate. Din păcate, astfel de cazuri nu sunt singulare pe șoselele giurgiuvene, ceea ce îi determină pe polițiști să intensifice acțiunile de control pe linia conducerii sub influența alcoolului. De altfel, o astfel de acțiune de amploare este programată chiar în weekendul ce urmează.